că Domnul Iisus Hristos a fost botezat în Iordan și nu în Dâmbovița? Și că Ierusalimul, Sionul, este locul de unde va domni peste toată lumea. În împărăția Domniei, de ani. Stai puțin! E vorba și de împărăția de de ani. Știți ce cred pretribulaționiștii? Va explica doctorul Lazar Gau că noi vom fi răpiți, că vom merge acasă, și că vom veni înapoi pe acest pământ ca să împărățim cu Domnul Isus Hristos o mie de ani. Dar de ce? Bine, asta este destul de evreiesc, dar de ce? Dar de ce nu? Păi da, este scris. Apropo, știți că dacă tăiați componenta milenială împărăției de o mie de ani, vă desfințați singuri una dintre, unul dintre argumentele forte pentru care Domnul Isus Hristos este salvatorul? Pentru că va trebui să-l faceți mincinos pe Gabriel. El a zis că cel ce se va naște din tine va fi unsul lui Israel și el va domni cu un toiac de fier. Când Gabriel a declarat asta Mariei, scaunul de domnie pe care îl promisese Domnul Iisus nu mai era în Israel. El fusese luat de către romani. Deci cu alte cuvinte vorba despre viitor. Dacă voi spuneți nu va mai fi împărăție de o de ani, v-ați anulat una dintre șansele la mântuire pentru că l-ați declarat pe Dumnezeu mincinos. Iubiții mei, Eu mi-am notat aici, ca să nu uit, exact cuvintele domnului Florin Antoni. Da. Dacă tăiați componenta milenială, vi le spun așa mai rar ca să pricepeți ce spune. Că el vorbește repede, hop, 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 hau, vă iubesc pe toți, la revedere. Nu. Hai să gândim, hai să medităm la ce a spus, da? Dacă tăiați componenta milenială, adică împărăția de de ani, fizică, așa cum interpretează el, vă desfințați singuri unul din argumentele forte pentru care Domnul Isus e salvatorul. Pentru că îl faceți mincinos pe Gabriel. Și apropo, Gabriel nu a zis nimic de cârmuirea lui Hristos cu un toiac de fier. Alea sunt alte pasaje. Dar ce mai contează? Hop, tocăniță. Credeți-mă pe mine pe cuvânt. Asta a zis Gabriel. Nu, Gabriel n-a zis așa ceva. Gabriel a zis în Luca capitolul 1, chiar mi-am notat versetul, Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, i-a spus Maria, cărui vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanal și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atât a zis că el. Da? Aia cu toiagul de fier e cu totul altceva. Am vorbit altă dată despre lucrurile și o să mai vorbesc despre lucrurile altă dată. Nu e cazul acum. Da. Acum vreau să fiți atenți la ce spune el. Da. După aia, după ce spune lucrurile astea, zice, v-ați anulat una dintre șansele la mântuire. Deci continuu și spune că dacă nu crezi în împărăția de de ani fizică, așa cum interpretează el, deși doar într-un singur pasaj din scriptură îi se vorbește de împărăția de de ani. În cartea Apocalipsa, o carte plină de simboluri și de cifre simbolice, nu intru în detaliile astea acum, vă las în descriere mai multe studii despre împărăția de de ani, despre împărăția lui Hristos, despre textele pe care ei le folosesc în mod eronat pentru împărăția de de ani, despre venirea Domnului și așa mai departe. O să vă las playlist-uri întregi pentru cei care sunteți interesați, nu pentru comentatorii maneliști. Da? Pentru cei care chiar iau un serios lucrurile astea. Chiar iau în serios cuvântul lui Dumnezeu. Da. Deci, v-ați anulat una dintre șansele la mântuire pentru că l-ați declarat pe Dumnezeu mincinos. Deci, una dintre șansele mele la mântuire e să cred în împărăția fizică de de ani. Asta spune domnul Florin Antoni. Ca să ai o șansă la mântuire, una din șansele la mântuire. La mântuirea sufletului tău. E să crezi în împărăția Domnului de ani, fizică. Pe pământ, a Domnului Isus. Dacă nu crezi asta, ți-ai anulat una din șanse. Deci sunt mai multe șanse la mântuire. Asta e o șansă la mântuire. Să crezi în împărăția Domnului de ani, fizică. Voi realizați ce spune omul ăsta? Voi realizați ce spune? mântuirea se capătă doar prin credința în Domnul Isus și atât. Punct. Ce legătură are mântuirea cu ce cred eu despre împărăția Dumnezeu? De Cum adică îmi ratez o șansă la mântuire? Care sunt șansele celelalte? Sunt mai multe șanse la mântuire? Cum adică îmi anulez una din șansele la mântuire? Vă rog, meditați la cuvintele lui. să spui așa ceva? Cum să spui așa ceva? Mântuirea se capătă doar prin credința în Hristos. Nu contează părerile tale și interpretările tale despre împărăția lui Dumnezeu. Tot ce contează este în în Hristos și atât. Famenul etiopian a crezut în Hristos și a fost mântuit. Nu se gândea el la împărății. Împărăția Dumnezeu. Ce legătură are împărăția de 1000 de ani cu mântuirea mea? Cum adică îmi ratez șansele la mântuire? Mai repet o dată. V-ați anulat una dintre șansele la mântuire. Pentru că l-ați declarat pe Dumnezeu mincinos. Când de fapt el e mincinos și îi pune cuvinte în gură lui Gabriel acolo. Dar noi îl îngăduim, spunem, bă, a greșit. Dar nu, el ne spune că nu, l-am declarat pe Dumnezeu mincinos. Și am anulat una dintre șansele la mântuire. Câte șanse sunt la mântuire? Printre care e și asta una. Să credeți în împărăția fizică de, de Voi realizați ce spune omul ăsta? Păi chiar realizați ce spune? Realizați cât de grave? Cum aruncă cu cuvinte așa, Iurea, pur și simplu. Și la sfârșit, lumea la aplaudă. Ori. Cei care îl ascultă, ascultă ce spun acolo, aud ce spune? Chiar aud ce spune? Eu cred că nu aud. Eu cred că nu aud. Eu cred că sunt vrăjiți. Sunt vrăjiți. Oh. Nu, nu mai aud cuvintele. Cum adică să-ți anulezi una dintre șansele la mântuire dacă nu crezi în împărăția Dumnezeu? Știu că mă repet într-una, dar repet ca să vă intre în cap cât de grav e ce spune. Ceea ce spune e o erezie. E ceva foarte grav. Nu e o eroare. Nu e o simplă greșeală. E o erezie. Ce legătură are mântuirea cu ce cred eu despre împărăția de de ani? Mântuirea sufletului meu. Ca să fiu mântuit, trebuie să mă încred în Domnul Isus și în jertfa Lui. Atât. Așa mă salvează Domnul Isus. Și aș putea să închei clipul aici. Ce să mai adaug? Ce mai e de adăugat? Totuși, totuși, am zis deja, o să las în descriere mai multe studii pe temele astea, dar vreau să vă arăt acum cum gândeau Apostolul Petru și Apostolul Pavel, cum vedeau ei lucrurile astea împărăția mesianică. Apostolul Petru și Apostolul Pavel. Nu doctorul Florin Antoni. Apostolul Petru și Apostolul Pavel. Da? Și o să vă pun pe ecran câteva versete. Ca să vedeți că fiul lui David împărățește acum. Așa gândeau ei. Ei nu așteptau o împărăție de -o mie de ani fizică pe pământ. Nici Petru, nici Pavel. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, la cinzecime, Apostolul Petru spune așa. Aici încerca să dovedească învierea Domnului Isus, Că David prorocea despre învierea Domnului Isus. Și de la versetul 29 zice așa. Că despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc, și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Și ăsta e Hristos, da? Despre învierea lui Hristos a prorocit ce a vorbit el. Când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezire. Dumnezeu a înviat pe acest ISUS și noi suntem martorei lui. Și acum, odată ce s-a înălțat, Hristos, fiul lui David, despre care a prorocit David, prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vede și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Citează Petru din Psalmul 110 aici. Și apoi concluzionează. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Când l-a făcut Domn Dumnezeu pe acest Isus pe care l-au răstignit evreii? Când? Când a șezut la dreapta lui Dumnezeu Domnul Iisus? Când a șezut Fiul lui David pe scaunul de domnie al lui David? la prima lui venire. Domnul Isus e acum în ceruri, în Sionul Ceresc. Toate făgăduințele din Vechiul Testament, în care ni se spune că Mesia, Fiul lui David, va domni din Sion, din Ierusalim, sunt împlinite în Sionul Ceresc, în Ierusalimul Ceresc, de unde Hristos împărățește acum, de la dreapta lui Dumnezeu. Fiul lui David împărățește acum peste toată creația. El are toată puterea în cer și pe pământ, a spus Domnul Iisus după ce a înviat. În cer și pe pământ. Sau în Apocalipsa capitolul 1 scrie despre Hristos că El e Domnul împăraților pământului. Acum. Fiul lui David împărățește acum. Asta credeau apostolii. Apostolii nu așteptau împărăție de o de ani. Apostolii au înțeles că Hristos împărățește acum. Că făgăduințele făcute fiul lui David, se împlinesc acum. Și același Petru care vorbește aici, ne vorbește și în epistola lui despre venirea Domnului Isus. Și ce se va întâmpla atunci? Și din nou, nu vorbește de o împărăție de 1000 de ani. 2 Petru, capitolul 3. Și gândiți-vă că e același Petru care, în fapte unul întreabă, sau era printre ucenicii care întreabă, în vremea aceasta vei instaura din nou împărăția lui Israel. Se pare că Petru a înțeles pe traseu. Despre ce e vorba? Se pare că s-a întâmplat ceva la cinzecime și l-a luminat pe Petru în privința asta. Și în epistola lui vedem că nu mai aștepta împărăția lui Israel. El aștepta altceva. Acum. 2 Petru 3 de la versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Adică venirea Domnului Isus, da? Va veni ca un hoț. În ziua aceea, ziua revenirii Domnului Isus, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Atenție mare! Premileniștii, pretribulaționiștii ne spun că vom împărăți pe pământul ăsta o mie de ani. Adică tot în veacul acesta, nu vom trece în veacul viitor, vom fi tot în veacul acesta. Tot pe pământul ăsta. Petru ne spune că la venirea Domnului Isus va arde pământul, tot ce este pe el. Ce facem? Pe cine credem? Credem pe Florin Antonie sau credem pe Petru? Sunt două opțiuni. Sunt doar două opțiuni. Pământul va arde. Nu vor mai fi o mie de ani pe pământ. Textele pe care le citează în mod eronat din Isaia 65, cu aia care trăiesc până la 100 de ani, am vorbit despre ele, repet, găsiți linkuri la comentarii. Toate vorbesc de Pământul cel nou. Versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, când, la venirea Domnului Isus, da? Nu va mai fi nimic după aia. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o putere sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Repetă iarăși în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului se termină totul. Se încheie cu creația asta de acum, când vine Domnul Isus. Începe veacul viitor. Începe pământul cel nou. Nu mai e nicio perioadă de o de ani. Dar noi, după făgăduința lui, spune Petru, așteptăm împărăția lui Israel. Așteptăm să împărățim 1000 de ani pe pământ. Nu! Petru nu aștepta așa ceva. Așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Am voie să aștept pământul ăsta nou și cerurile astea noi și să nu aștept împărăția de 1000 de ani în baza scripturii. Fără ca Florin Antonie să-mi spună că îmi pierd o șansă la mântuire dacă nu cred într-o împărăție de 1000 de ani fizică. Oare nu e mai înțelept să ascult de scriptură, de ce îmi spune scriptura, de ce îmi spune apostolul Petru inspirat de Duhul Sfânt? Decât să ascult de Florin Antonie, inspirat de alții care au ideile lui? Și nu sunt în Scriptură. Pentru mine alegerea e foarte simplă. Eu rămân cu Scriptura. La venirea Domnului Iisus, când Domnul vine ca un hoț, la venirea lui. Creația asta va arde. Se va termina și cu cerul și cu Pământul. Pământul cu tot ce este pe el varde. Va noi așteptăm ceruri noi și un Pământ nou nu împărății de o mie de ani. De ce? Pentru că Hristos, Mesia, împărățește acum pe scaunul lui David. Asta e împărăția despre care Mesia a vorbit în Matei, capitolul 13. În care greu și neghina să la un loc și după aia vine și dă afară din împărăția lui, din împărăția lui, mai repet o din împărăția lui, neghina. Din împărăția lui. Asta e împărăția lui de acum. La venirea lui se termină totul și vom intra pe pământul cel nou. Doar cei neprihăniți. Doar cei mântuiți. Atât. Nu vom mai coexista cu cei care vor muri sau cu cei care vor păcătui în continuare sau cu cei care vor putea fi mântuiți, mileniu și tot felul de idei din asta. Nu. La venirea Domnului Isus se termină totul. Și asta ne spune și Apostolul Pavel. Tot inspirat de Duhul Sfânt, bineînțeles. 1 Corinteni, capitolul 15. De la versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Toți cei ce sunt al lui Hristos, da? Dar fiecare la rândul cetei lui. Fiecare la rândul lui. Hristos este cel din tâi rod. El e primul rod al învierii. Apoi, la venirea lui, când ziua Domnului, cei ce sunt ai lui Hristos. Deci la venirea lui învie toți cei ce sunt ai lui. Nu învie unii și după aia peste șapte ani sau peste o mie de ani mai învie alții. Nu, nu, nu. La venirea lui învie toți cei ce sunt ai lui. El e primul rod al învierii, la venirea lui cei ce sunt ai lui. Simplu, da? Foarte simplu. Și continuu. În urmă, adică după înviere, despre înviere a vorbit până acum, da? După înviere, în urmă, va veni sfârșitul. Aoleu, păi nu va veni împărăția de o de ani? Nu asta spune Apostolul Pavel. Va veni sfârșitul. Când El, Hristos, va da împărăția în mâine lui Dumnezeu Tatăl. Care împărăție? Care împărăție? Împărăția asta de acum. Nu există altă împărăție. Hristos împărățește acum, la venirea Lui, după ce înviem, El dă împărăția, dă cârma acestei împărății în mâinile Lui Dumnezeu Tată. Hristos a fost pus împărat în toată această perioadă între prima și a doua lui venire. După aia, dă împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tată. Și cei nepricăniți trăucesc ca soarele în împărăția Tatălui lor. Matei 13. După ce va fi nimicit, orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească. Când? Când să împărățească? În împărăția de 1000 de ani? Acum. Trebuie ca el să împărățească acum. Până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Citează exact de unde citează și apostolul Petru în fapte 2, din psalmul 110. Domnul a zis domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion. Care e Sion? Care e Sion? Toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Asta face Hristos acum. Stă la dreapta lui Dumnezeu și stăpânește în mijlocul vrăjmașilor lui. Asta citim și în Psalmul 2. Neamurile se răzvrătesc împotriva lui. Dumnezeu zice, totuși, eu l-am uns. Unde l-am uns? Pe muntele meu cel sfânt. Eu am uns pe împăratul meu pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Care Sion? Despre acela Sion se vorbește și în psalmul 110 și în psalmul 2. Sionul ceresc. Domnul Iisus nu a fost uns ca împărat în Sionul de pe pământ, în Ierusalimul de pe pământ, ci în Ierusalimul ceresc. De acolo domnește El acum și stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Lui. Până îi va pune pe toți sub picioarele Lui. Asta e învățătura Scripturii despre împărăția mesianică. Asta e împărăția mesianică în care ne aflăm noi acum. Hristos împărățește acum. El are toată autoritatea în cer și pe pământ acum. El e domnul împăraților pământului acum. El stă pe scaunul lui David acum. La final, la a doua lui venire, după înviere, va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl că -și trebuie ca el să împărățească. Acum, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Nu există altă învățătură în Scriptură. Nu există. Asta credeau apostolii despre împărăția mesianică. Credeau că Hristos împărățește acum. Iar la venirea lui se termină totul. Petru ne spune că pământul va arde și vom intra pe pământul cel nou. Apostolul Pavel ne spune că el va da împărăția mâinilor Dumnezeu Tatăl. El acum șa de la dreapta lui Dumnezeu și domnește peste toată creația. Din Sionul Ceresc. Deci, nu aveți decât două opțiuni. Ori îl credeți pe doctorul Florin Antonie, ori îi credeți pe apostolul Pavel și pe apostolul Petru. Nu aveți altă opțiune. Nu există care de mijloc. Stai că Petru și Pavel nu știau, dar în Apocalipsa ne spune, nu, nu, nu. Ai tu o problemă cu interpretarea Apocalipsei? Ai altceva. Și putem diferi în interpretarea Apocalipsei. Dar nu ai cum să vii să-mi spui mie că eu dacă nu cred în părăsia de o mie de ani fizică, îmi pierd o șansă la mântuire. Cum să spui asemenea grozăvii? Cum să spui asemenea baza conii? Cu cum poți să spui lucrurile astea fără să te mustre cugetul? Și cu zâmbetul pe buze. Hei! V-ați pierdut o șansă la mântuire? Aveți grijă? Cum poți să spui lucrurile astea? E vorba de mântuirea sufletelor oamenilor. Cum să pui mântuirea lor pe seama ce credei despre împărăția Dumnezeu? Cât de amăgit poți să fii? Cât de amăgit poți să fii? De ce nu se cutremură când spune lucrurile astea? Cum le poate spune cu atâta lejeritate când vorbește despre mântuirea oamenilor? Hei, hei, v-ați pierdut o șansă la mântuire. Deci aveți două opțiuni. Îl credeți pe Florin Antoni? Îl credeți pe Pavel sau pe Petru? În ziua judecății, dacă va exista o împărăție de de ani fizică pe pământ, eu îi voi putea spune lui Dumnezeu, Doamne, uite ce m-au învățat Petru și Pavel. Tu ce o să-i spui? Uite ce m-a învățat Florin Antonie. Gândește-te la asta. Gândește-te la asta. și încredete în cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca în ziua aia să fii găsit fidel cuvântului lui Dumnezeu, nu oamenilor. Nu-ți mai face idol din oameni. Ia cuvântul lui Dumnezeu în serios. ia în serios. Și unde sunt pasaje mai dificile, cum e cel din Apocalipsa 20, ok, putem avea păreri diferite. Dar nu ai cum să spui că oamenii, dacă nu cred ca tine, despre acel pasaj, își ratează șansa la mântuire. Și toată teologia asta lor, toată doctrina asta lor, e bazată pe astfel de pasaje. Pe metafore, pe pasaje simbolice, poetice. Ignoră pasajele clare, în care Petru, Pavel, ne dau o învățătură clară despre a doua venire a Domnului Isus și ce se va întâmpla atunci. Și se duc la tot felul de pasaje din asta, care pot fi interpretate în mai multe feluri. Unii le au literal, alții le au simbolic. Nu e mai simplu să nu fiu înșelat atunci când mă bazez pe aceste pasaje clare, directe, care îmi vorbesc despre venirea Domnului și ce se întâmplă la venirea Domnului. Petru îmi spune, pământul va arde, noi așteptăm cerul noi și un pământ nou. Nu împărății de o de ani. Și Pavel îmi spune că Hristos va da împărăția mâinile de Dumnezeu Tatăl. El îmi explică îmi exegetează psalmul 110. Ei îmi explică Scriptura. Călăuziți, inspirați de Duhul Sfânt. Nu e mai înțelept să ascult de ei? Nu e mai înțelept să ascult de apostoli? Decât să ascult de unul și de altul care merg la tot felul de pasaje din astea și le interpretează ei după capul lor? Și după aia succes toată Scriptura ca să se potrivească cu interpretările lor? Nu e mai înțelept? Fiți înțelepți. Și temeți-vă. Temeți-vă de Dumnezeu. Luați cuvântul lui în serios. Nu ne jucăm de a cine e mai sus, la un nivel mai înalt, mai jos, invidie, ești invidios pe ăla. Nu despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba. Terminați cu gândirea asta manelistă. Și luați-vă cuvântul în serios.